Bila, da, de fapt, ce este? Că iar am o secreție. Bună prietenă și da, care tot timpul are probleme de bilă. Când e lumea mai dragă, tonc, iar e rău de la bilă. Ce face și de ce suferă? Deci, persoana, prietena ta, poate să aibă o problemă pe rinichi sau poate să aibă o problemă la nivelul colonului. Adică, sigur, are astea două probleme, pentru că trebuie să știi că, în general, ficatul este alimentat energetic din energia rinichiului. Deci dacă ai calcul la rinichi, ai infecție renală, ficatul tău nu este hrănit și atunci el nu poate să facă față la stres. Sau dacă, de exemplu, e o problemă pe colon, că ai durere sufletească, că ți-a murit mama sau nu te simți bine cu soțul. Sau, de exemplu, ai o șefă care ai și ai probleme la servici. Sau, de exemplu, ești foarte stresat. Sau, de exemplu, ești ambițios și vrei să faci mulți bani. Sau ești performer în meseria ta și aduci o patologie pentru ficat și suferi că nu ți iese nu știu ce. Atunci adun durere sufletească, e un chin ăsta, știi? O suferință, o frustrare și acest lucru îți aduce energie negativă la nivelul ficat. Și poți să faci o boală de ficat de la colon venire.